Care ne apropie de cupele europene, un vis care probabil nici nu era vis în urmă cu 2-3 ani. Așa și este, până la urmă echipa tehnică merită toate laudele noastre, acești băieți minunați, seriozitate, așa cum spuneam de la început, investim într-un grup serios și iată rezultatul este foarte mare. Nici nu pot să spun ce fericire trăiesc în acest moment, s-a văzut pe tribune, s-a văzut în joc, Doamne ajută să putem să-i ducem mai departe, că merită acest băieți. Aplaudele noastre și toate meritele noastre să fim la înălțimea jocului lor, la înălțimea rezultatului lor, noi cei care administrăm această echipă. Doamne ajută să mergem în cupele europene! Importantă pentru Potaița. Cum a fost jocul din teren? Cum ai simțit publicul? Cel mai greu, cred că a fost foarte mult stres acumulat din cauza că ei cu victoria asta s-ar fi apropiat la un punct și presiunea a fost foarte mare. Am avut puțin oameni de antrenament, o săptămână întreagă, am jucat fără antrenamente colective foarte multe și lucrurile astea s-a văzut în energia pe care m-am găsit în fiecare moment de teren. Dar suntem mulțumiți că ne-am atins obiectivul și am avut suportul, sprijinul în momentul publicului, în momentul cel mai greu din reviza a doua, în momentul în care s-a luat curentul și oamenii n-au îmbărbătat și au reușit să ne dea energia necesară. Declarații după acest meci, o victorie mare, o victorie foarte importantă pentru Turda. Am ajuns practic acolo unde în urmă cu 2-3 ani, nu știu dacă visam sau nu știu câți visau că putem să ajungem în această postură. Probabil că aceste două puncte de astăzi s-au pus amprenta și asupra jocului. Putem zice că câștigând acest meci avem șanse în proporție de 80-90% să luăm locul 4, ceea ce înseamnă cupa europeană. Băieții au intrat timorați, se pare că n-au reușit să iasă din acest joc. Ce le-am spus eu este că este foarte important și când joci prost, mai ales acasă, să câștigi. Bineînțeles, săptămâna viitoare la Timișoara nu că va fi alt joc, va fi alt joc al nostru. Va fi un joc mult mai bun, mergem să ne batem și la Timișoara. Problemele sunt cu accidentările. Din păcate, mai avem 2 accidentați pe lângă cei 3 care erau inapți la ora meciului. Publicul,
cum vi s-a părut? Publicul nu a fost ok, a fost super. Fiindcă pe final am avut nevoie, dacă stăm și ne gândim, derulăm înapoi minutul 50 și... Da, da, aveau avantaj. Și ceaba cu un gol. Cu ajutorul publicului am reușit să o punem mingea în poartă, Levi a reușit să închidă poarta și așa am reușit să ne desprindem în învingător. Cât de greu a fost acest lucru? Deci după victoria de la, adică după meciul egal de la Bacău, de etapa de jocuri. Noi am venit începând cu turneul de la Dobă, Final Four, unde am făcut meciul extraordinar. Este logic, că nu suntem o mașinărie. Am făcut un meci prost astăzi, dar am spus că este foarte important, foarte, foarte important, că l-am câștigat. Am, deja meciul acesta l-am și uitat. Este normal, este logic, din punctul meu de vedere, ca și atunci în Cupa Ligii, să nu fie arătat ceea ce trebuie să vadă Bacău. Și am întrebat ca și cei de la Bacău, ca și ziariștii de la Bacău. Normal că am pregătit meciul de prima etapă din campionat. Eu zic că ne-am jucat șansa mică să ne ajutăm jocul nostru, dar se pare că a funcționat. Ei au arătat totul foarte puțin. Putem să fie așa. Te vei duce acolo unde ți-a rămas, cred că, sufletul, la Timișoara, unde ai fost campion al României pe această echipă. Cu acești oameni din Ascu, cu oameni din avalul de elită al avalului românesc. Cu ce puteți mergi la Timișoara? Nu e vorba mea de Timișoara, noi orice joc îl abordăm la victorie, dar Timișoara este o echipă, cum se zice, de casă. Joacă extraordinar de bine acasă, în deplasare mai puțin. Deci va fi un joc foarte, foarte dificil. Vom analiza video luni sau marți jocul lor cu la Cara Severin și ne vom lua măsurile necesare. Vom pregăti meciul astfel încât să putem să ajungem cele două puncte la turta. Cu ce se implementă de azi? Vei păși acolo, Timișoara, unde păși? Ce ai consacrat ca și la Maris? Bineînțeles, amintirile mă trupășesc când ajung la acolo, fiindcă a fost acolo, pot să spun eu că am învățat handbal, acolo am cunoscut cele mai mari performanțe, câștigarea Cupei României, câștigarea titlului de campion național. Îmi face plăcere în acea sală, dar amintele tot la tuta trebuie să ajung. Multă baftă în continuare și, de ce nu, haide să sperăm la un loc de cupă europeană. Vorbim după Timișoara. Toate cele bune, v-am ne ajutat.